Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru secțiunea 1 a autostrăzii Sibiu-Pitești, lotul 1 cuprins între Sibiu și Boița. Contractul de proiectare și execuție pentru lotul 1, cu o valoare de peste 600 de milioane de lei fără TVA, a fost semnat între CNAIR și compania POR Construct SRL. Referitor la construirea autostrăzii, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a declarat: "Este o chestiune de suflet pentru mine să unim țara peste Carpați, să facem autostradă. De aceea, de când am venit în Ministerul Transporturilor, am urmărit îndeaproape și am făcut tot ce a depins de poziția mea să rezolvăm acest proiect. Faptul că am semnat autorizația de construire pentru prima secțiune a celui mai important proiect rutier al țării, autostrada Sibiu-Pitești, îmi dă speranța că România poate să depășească impasul creat de lipsa drumurilor. Lotul 1 ar trebui să fie gata în 36 de luni și are 60 de luni perioadă de garanție."